În acest video discutăm despre injecția intradermică. La sfârșitul acestui video vei ști care este scopul injecției intradermice, locurile de elecție, materialele necesare, pregătirea pacientului, tehnica și accidentele care pot surveni din injecția intradermică. Bine ați venit pe pagina de nursing, ghidul complet al asistentului medical generalist, locul unde vei înțelege foarte ușor patologii din diverse ramuri medicale, tehnici de nursing și ale asistenților medicali. Așadar, să începem! Injecția intradermică este manopera prin care se introduce o cantitate mică de soluție medicamentoasă în grosimea stratului dermic al pielii. Injecția intradermică este utilizată în scop explorator, ca de exemplu reacția la tuberculină, sau reacția la diversi alergeni. Scopul mai poate fi și terapeutic prin administrarea de anestezie locală sau anumite desensibilizări. Locuri de elecție pentru injecție intradermică Pentru injecție intradermică se aleg regiunile în care reacția locală determinată de injecție poate fi observată cu ușurință. Se preferă astfel regiunile anatomice puțin pigmentate, slab keratinizate, cu pilozitate redusă. Astfel se aleg zone lipsite de folicul piloș, în special fața anterioară antebrațului și fața externă a brațului sau a coapsei. Resopția soluției medicamentoase administrate la nivel intradermic este foarte lentă. Materiale necesare Pentru injecție intradermică se folosesc ace subțiri și scurte. Se folosesc seringi de volum mic. Astfel avem nevoie de o tăviță renală, tampoane sterile și alcool, mânuși de unică folosință, o seringă potrivită sterilă, de obicei de un mililitru cu ac fin și vârf tăiat scurt, substanța de injectat, ac pentru încărcarea substanței în seringă, plasturi și container pentru obiectele contaminate. Pregătirea pacientului pentru injecție intradermică. Se verifică identitatea pacientului, se explică tehnica și necesitatea acesteia, se obține consimțământul și colaborarea. Se poziționează pacientul cât mai comod în funcție de zona în care va fi injectat. Se asigură intimitatea. Se cercetează zonele de elecție și se stabilește locul pentru injectare. Tehnica. Toate materialele necesare se pun la îndemână și se verifică prescripția și numele pacientului. Se verifică integritatea ambalajului materialelor sterile și se verifică data de expirare. Asistentul medical se spală pe mâini și îmbracă mânușile de unică folosință. Se dezinfectează tegumentul prin mișcări circulare din interior spre exterior. Cu mâna non-dominantă se întinde pielea antebrațului. Ținând seringa cu mâna dominantă, se introduce acul cu bizoul în sus prin piele la un unghi de aproximativ 15 grade. Aproape paralel cu planul cutanat, acul se introduce aproximativ 1-2 mm, astfel încât acul va putea fi văzut prin transparența epidermului. Se injectează lent substanța. Se observă la locul de injectare formarea unei papule cu aspect de coajă de portocală cu diametrul de 5-6 mm, în funcție de cantitatea de substanță injectată. Acul și seringa folosită se pun imediat în containerul special pentru materiale ascuțite și contaminate. Se notează procedura în dosarul pacientului, se notează numele, prenumele asistentului medical care a efectuat injecția, data, ora administrării și tipul soluției administrate, accidente și incidente care pot surveni la injecție intradermică revărsarea soluției la suprafața pielii deoarece s-a intrat cu bizoul în direcția greșită. Lipsa formării papulei dacă soluția se duce sub derm pentru că s-a introdus prea profund. Lipotemie, reacție alergică, atingerea unui vas sanguin sau infecții locale din cauza nerespectării regulilor de asepsie și antisepsie.